Ce se întâmplă? Sunt baricade peste tot. M-am împiedicat de două ori în niște chestii. Hai măi, Siu, puteai să intri și tu în joc. Nu te-ai uitat la atac asupra titanilor? Nu, deci ce e? Wow, ușurel! Animeul ăsta e o capodoperă. Ok, povestește-mi subiectul. Și de ce m-ai numit Titan? Vino, o să-ți povestesc totul. Fără spoilere și ar trebui să vezi și tu titanii. Salutare, dragilor! Acum pot să spun că am aflat totul despre Titan. M-am străduit să joc singur toate rolurile. Sfântă Mozzarella! Ce face el aici? Ăsta e viitorul nostru Titan colosal. Prieteni, poate vă amintiți că am făcut acest minion Lego anul trecut. Da, m-a ajutat când am fost un răufăcător galactic. Hai să facem niște modificări. Poftim! Omul Lego din lemn e gata să se transforme într-un titan! Îl acoperim cu folie de aluminiu ca să nu vadă transformarea teribilă. Sper să reușim! Îl acoper cu folie ca să fac o cască din lut. Nu ești așa mare, ha? Hai să te numim titanul din folie momentan! Cool, nu? Și acum hai să facem o cască din lut! Dragilor, arată ciudat acum! Dar titanul colosal nu e deloc amuzant! I se văd oasele și mușchii și scoate o cantitate imensă de aburi! Da, e foarte intimidant, dar arată cool! Îl poți lăuda, Susan, dar sunt gata de luptă! Sam, trebuie să te recorești! De ce nu ne spui când au apărut titanii pentru prima dată? Ori în 2009, ori acum aproximativ 2000 de ani. Care răspuns îți place? I-ai derutat pe urmăritorii noștri? Spune-ne mai multe despre ambele date! Păi, am aflat că în 2009 au apărut primele capitole manga. Pentru începători e un fel de revistă cu benzi desenate. Și primul titan a apărut cu 1800 de ani înainte de evenimentele principale ale poveștii. Totuși nu a fost titanul colosal, dar el e unul dintre cei 9 titani principale ai seriei. Arr, e așa fioros! Și ăsta e unul dintre cei mai înfricoșători titani. Mai bine... Grrr! Ușurel, amice, ok! Dacă nu vi se pare prea fioros, fiți pe fază! Siu, ce faci acum? Începem să conturăm tendoanele pe fața titanului. Poftim, dar să nu mă mănânci. Deci, unde rămăsesem? Mersi, Semi. A, da. Stai liniștit, Semi. I-a dormit acum, oarecum. Sunt ușurat. Noi nu avem ziduri de 50 de metri înălțime care să ne protejeze de invazia titanilor. Ăsta e nasul lui. Și o sprânceană lungă. Câteva detalii în plus. Se pare că titanul zâmbește. Chiar și așa, e un rânjet 100% malefic. Ar mânca un ursuleț din jaleu? N-aș fi așa sigură, Sam. Mai bine să nu-i tentăm apetitul. Eu nu înțeleg, pentru ce e asta? E spatele capului lui. O să trezim o forță antică. Orice se poate întâmpla. Ești de acord? Cât teatru! Ești un actor grozav, Semi. Și un mește discutit. Ce să fac? Pregătește-te pentru niște copt. Capul lui e gata și acum îl vom băga în cuptor timp de 30 de minute la 130 de grade Celsius. Prieteni, în timp ce capul se coace, trecem la celelalte părți. Eu vreau să fac parte din corpul militar. Văd că deja te-ai antrenat, nițel. Dragilor, ia uitați ce pătrățele. Și acum sunt iar doar un slime obișnuit. Prieteni, hai să-l înveselim pe Semi. Arătați-i că-l iubiți dându-i un like. Și o să continuăm să facem mușchi. Nu vă grăbiți aici! O mână fermă e foarte importantă în această etapă. Mă roșesc! Mulțumesc, prieteni! Uitați inimioara mea de slime pentru voi! Titanul colosal e foarte musculos. I-am format mușchii de pe piept, iar acum hai să-l definim mai bine. Wow, ce cool! Prieten, dragostea voastră ne ajută să continuăm! Minunat! Imaginați-vă cum ar arăta asta la o înălțime de 60 de metri! Wow, e o înălțime uriașă! Care răcnește titan! Dragilor, acum vom forma spatele titanului! Până și spatele lui pare înfricoșător! Ce mă fac? Sfinte plăcinte, trebuie să mă ascund undeva! Semi, ești o mâță fricoasă! Acum hai să coacem corpul în cuptor timp de 30 de minute la 130 de grade Celsius. Următoarea noastră etapă e... Oh, wow! De unde a apărut asta? Băi, mă gândeam că am putea folosi chestia asta drept platformă pentru DIY-ul nostru. Grozavă idee! Hai să o acoperim cu kit atunci. Să luăm cantitatea asta și să întindem uniform pe toată suprafața. Încercați să lucrați îngrijit, prieteni, așa.
liniștește-te sau titanul o să ne distrugă casa! Stai liniștit, Sammy! Sunt aproape gata! Acum ne trebuie un zid! Stai așa! Merge ăsta? Oh, wow! Sammy, zidul ăsta e perfect! Atunci putem să-l chituim și pe el! Exact! Așa, mișcări blânde! Ah, și știu! De ce nu te grăbești, nițel? Dacă zici tu, mare maestre... E mai bine? Mult mai bine! Și ia uite ce-am făcut eu! Ia să văd! Îi lipsește ceva acestei case? Poți să adaugi orice vrei tu! Între timp, eu o să mă ocup de zid! Ah, ce culoare! Asta e treaba de adevărat, pictor! Acum casa asta e gata să devină colorată! E simplu, te descurci tu! De ce să nu facem acoperișul ăsta roșu cărămiziu? Ah, o să fie grozav! Siu, mi-a venit o idee! Clar trebuie să punem niște verdeață pe platforma noastră! Îmi place cum gândești, Sammy! Ai pictat-o deja? Normal! Atunci putem construi satul! Cu o singură casă, Siu! De fapt, am multe, chiar și unele mici și drăgălașe! Wow, așa da! Bun! Ia uitați, prieteni! Nu, priviți asta! Woohoo! Wow! Ai învățat să faci un nou truc magic, Sammy? Cool! Dragilor, dați-ne un like și fiți pe fază! Nu mai e mult! Ok, e timpul să finalizăm construirea titanului nostru! Partea asta frontală vine aici! Nu te mișca, amice! Iar ăsta-i spatele lui musculos! Excelent! Uf! Au! Nu văd nimic cu chestia asta! Aoleu! Ai grijă, Sammy! Urmează capul! Acum e timpul să-l decorăm! Wow! S-a făcut negru de furie, Siu! Sammy, relaxează-te! Încă suntem în proces de transformare aici! Culoarea aia neagră e doar baza pentru restul! Acum o să adăugăm niște roșu cărămiziu pe o pensulă uscată, așa! Arată cam neîngrijit! Păi, așa și trebuie! Pare mai impresionant când creăm un amestec de culori! Colorat. Păi locul nu-i adevărat expert. Stai să-mi iau pensula. Așa. Oh, acum o să terminăm mai repede. Sfântă mozzarella! Pare atât de real. Ai dreptate, Sammy. Ai și grozav. Ok, prieteni, ne trebuie câteva ore ca să lăsăm vopseaua să se usuce. Oh, nu, nu, nu. Nu o să dureze atât pentru voi. Editarea video magică, vă amintiți? Ia uitați! Asta ne-a ieșit, dragilor! Dar nu e un titan dacă nu are niște accente de un roșu aprins, nu-i așa? Ah, mi-a venit rândul! Bună ziua, lume! Azi e măreața zi în care facem un titan și avem un expert în acest domeniu, domnișoara Suzy! Nu te supăra! Fără comentarii, n-am terminat încă! Ups! Trebuie să-i evidențiem mușchii cu un amestec de lac acrilic lucios și vopsea roșie. Wow! Arată și mai bine decât îmi imaginam! Aproape am terminat și-ți garantez că o să vină clipa când o să-ți pice fața! Să continuăm interviul atunci! Domnule titan, la ce se referă ea? Trebuie să-i facem fața să arate chiar ca unui titan! Să vedem! Cred că mai am o idee! Stai să iau chestiuța asta și să-ți arăt un mic truc! Da, perfect! Acum privește cu atenție! Așa și... Ta-da! Ce zice acum, Sammy? Chiar că mi-a picat fața! Nu-i așa, amice?
Ah, hai măi, vreau să văd ce se întâmplă în continuare. Spoilerele nu sunt permise, Siu. Dragilor, v-a plăcut DIY-ul nostru de azi? Dacă da, dați-ne un like și arătați-l acest clip și prietenilor voștri. Pe curând!